Salut, raci! Voi face citirea pentru perioada 19 decembrie, 1 ianuarie. Un final de an cu o lună nouă în Capricorn, unde puteți să începeți ceva nou, în final de an pe care să-l încheiați cu un început nou într-un domeniu de viață. Veți primi horoscopul pentru a afla domeniul de viață, dar și uh, runele și spatul tarotului uh, pentru această lună nouă în Capricorn. Haideți să vedem acest final de an uh, cum va fi pentru voi, racii. O să vă simțiți ca un eremit. O să căutați singurătate, veți vrea să fiți cu gândurile voastre, să vă folosiți intuiția, o să preferați să fiți mai izolați, așa, să priviți pe ceilalți, să-i ascultați pe ceilalți, pentru a vă face anumite păreri despre ei, pentru a le analiza atitudinea. Dă un aspect destul de important pentru voi, acesta referitor la uh, eremitul. Uh, veți fi într-un moment în care veți prefera să nu mai vorbiți, să ascultați și să analizați să aplicați regula, vorba este de argint, tăcerea este de aur. Vă doriți să vedeți prăpastia în întuneric, să vedeți persoanele care nu vă sunt tocmai de partea voastră și fiecare să puteți analiza aspectele legate de ei. Voi folosi șase arcane pe care le vom discuta și voi scoate alte șase arcane pentru a lămuri aceste aspecte. Haideți să vedem. Primul este nebunul. Voi o să vă doriți o șansă. Să luați o șansă într-un domeniu, o șansă pentru care nu prea sunteți pregătiți. Dar vă gândiți că dacă veți face totul cu inimă curată, o să fiți ajutați de. Divinitate de Dumnezeu și o să uh, beneficiați de această generozitate a cerului. Sunteți cu gândul la generozitatea cerului și mai puțin la riscurile pe care vi le asumați și nu observați prăpastia din fața voastră. De asemenea, nu observați că ceilalți vă consideră aventurier, rebel. Să vedem despre ce este vorba, despre ce început. Este vorba de o veste pe care o primiți, o veste care vă creează un fel de blocaj. Nu sunteți capabili parcă să ă, formulați un răspuns. Dar dacă vă recreați, veți găsi răspunsul la această veste. Deci, voi vă luați o inițiativă, dar veți primi o veste legată de această inițiativă. Să vedem mai departe. Vă creați, totuși, și amăgiri, iluzii, foarte multe iluzii, amăgiri. Considerați că veți reuși, nu dați importanță. Să zicem acestor avertismente, până la urmă și această veste care vă îngrijorează puțin. Voi totuși vă creați o iluzie. Să vedem despre ce iluzie este vorba. Despre judecată. Despre o decizie care va veni din partea unei judecății. Unde trebuia să vă gândiți dacă celălalt va răspunde, cu ce forță va răspunde și, bineînțeles, dacă puteți să controlați această uh, atitudine a celuilalt, forța de reacție a lui, să vă gândiți la legile oamenilor după care se judecă, dar și la uh, adevărul și dreptatea eternă. Acesta ar fi amăgirea pe care voi vă creați singuri, legată de o hotărâre. De În schimb, marele preot, mentorul, este acea conștiința voastră. Voi trebuie să treceți totul prin conștiința voastră. Să nu i etichetați, să nu judecați pe ceilalți și să treceți totul prin conștiința voastră astfel încât orice decizie ați lua, să fie cât de cât bine gândită. Acest mare preot. Poate să reprezintă o persoană care uh, are Ascendentul sau Zodia în Taur. Să vedem mai bine despre ce este vorba, ce lămurire putem primi din partea celuilalt arot. Este vorba de un prinț de băte, de un săgetător. Este vorba de un bărbat tânăr cu ascendent, zodia însăgetător. Voi s-ar putea să încercați să-l judecați sau nu știu ce atitudine vreți să abordați față de acest săgetător, dar mentorul vostru vă spune că trebuie să treceți totul prin conștiința voastră și să nu aveți anumite atitudini. Asul de băte arată un început nou. Vă doriți o relație nouă, o călătorie, un loc de muncă nou, o prietenie nouă, ceva nou, un proiect nou. Discuția despre un copil este ceva nou în viața voastră, o energie nouă care vă înflăcărează așa, să vedem despre ce energie este vorba acest as de bâte. Este vorba de o atitudine pe care o abordați față de o regină de spade. Deci vă faceți un plan, un proiect, o călătorie legată de o regină de spade, o balanță. O femeie în vârstă cu părul alb, care este mentală, am zice, nu aplică idei așa cum sunt toți în categoria aceasta de spade, fără să-și arate sentimentele. Pare să fie o femeie singuratică, o femeie vulnerabilă, dar vedeți că nu este chiar așa. Și este o femeie cu care puteți discuta, dar cu tact. Cu diplomație și cu intenții bune, corecte, fiindcă această regină de spade, întotdeauna, am zice, lupte pentru dreptate, pentru adevăr, este egală a balanței cu spada. Mergem mai departe și avem un cinci de bute, O rivalitate. Saturn în leu. Deci, confruntări rivalități, cine ajunge primul, cine iese primul, cine e învingător, cu orice preț, <coughs> chiar dacă mai mințiți, mai bârfiți, mai spuneți lucrurile, întotdeauna nu știți niciodată cine va învinge aici. Totul pare să fie o hârjoneală. Să vedem despre ce rivalitate este vorba. Despre bani despre un 10 de monede, banii pe care vreți să-i câștigați, dar riscați foarte mult. Sunt bani care vreți să vină în familia voastră, vă doriți neapărat ca acești bani să fie la voi, să dispuneți de ei și trebuie să fiți foarte atenți cum investiți fiindcă acești zece de monede vă dă sfatul, încercați să investiți când soarele are aspecte benefice cu Jupiter. Și soarele, chiar fericirea, fericirea soarele, întotdeauna ne învață, să zicem, tarotul, dar și astrologia antică, grecească, nu? Vedea acest soare ca pe un element care poate să întrețină viața atâta timp cât are ce evapora, dar poate să și distrugă viața când nu are ce evapora. Sfatul este: păstrați-vă această fericire în sanctuarul inimii voastre sau în cercul conjugal. Haideți să vedem despre ce este vorba despre această fericire. Ce explicații puteți să aflați din partea celuilalt tarot Rider White pentru această fericire? Este vorba de un prinț de cupe. Poate că fericirea voastră este legată de acest bărbat. Este un bărbat tânăr, un bărbat care călătorește foarte mult, dar și cheltuie foarte mult niciodată nu veți putea să țineți pasul cu cheltuielile acestui bărbat. El rămâne foarte repede fără bani. Îi place să-și creeze o atmosferă agreabilă, să arate că iubește pe toată lumea. Este un fel de curtezan, acest prinț de cupe. Cam aceasta ar fi citirea pentru această perioadă. Veți primi și luna nouă. Eu vă doresc un final de an frumos, sărbători fericite, vă urez la mulți ani, sănătate și un an nou fericit. Vă mulțumesc pentru timpul acordat!